binecuvântat ești Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. În cimitirul mănăstirii Hadâmbu a fost oficiată astăzi, 6 martie 2022, slujba parastasului pentru ctitorii acestei așezări monahale. Pomenirea a fost săvârșită de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, împreună cu părinții slujitori, în prezența pelerinilor prezenți la Sfânta Liturghie. Cuvântate, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Fecii pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiască niște miei. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormițe, rogilor Dumnezeu, ctitori, binefăcători, slujitori, ai aceste sinte mănăstiri adormiți. Iani Hadâmbu cu tot neamul în ce dormit Iovieru monacul, Ananieru monacul, Protosingum Exedecteru diacon Ilianski, monahul Serafim, monahii Damaschin, Pisarion, monahii Caterina Labrentia, frații Sorinic, Lucian, Gheorghe, Vasilie, Parascheva, cu tot neamul în ce l-a dormit, Anica cu tot neamul în ce l-a dormit, Iulia cu tot neamul ei ce dormit și pentru casă zietelor toată greșala, cea de voie și cea fără voie. Iată că adormiți robii tăi aceștia, slujitorii tăi adormiți. Iani Hadâmbu cu tot neamul adormit. Iove romonahul, Ananie romonahul, protosimul exedecterul diacon Iulian, schimonahul Serafim, monahii Damaschin, biseromonahii Ecaterina Laventia, frații Sorinii, Culicean, Gheorghe, Vasile, Parascheva, cu tot neamul cel dormit. Sora Anica, cu tot neamul cel dormit. Iulia, cu tot neamul cel dormit. Și tot cei ce odihnesc și s-a dormit din cimitirul Sfintei noastre mănăstiri. Orice a greșit un om în această viață, iartă-le lor. Cât au păcătuit prin cuvânt, faptă, gând, dezegândul de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine sau din arhiereu de la preot sau de la altcineva, a suferit o necare ca aceasta. Lor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. La finalul slujbei, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a ținut un cuvânt în care a amintit de jertfa pe care părinții și ctitorii așezării monahale au depus-o de-a lungul timpului în dealul mare. Mă refer la părinte Iov, fost stareț, care avea un dar deosebit în fața lui Dumnezeu și era foarte căutat de credincioși. Cei mai în vârstă care au plecat la Domnul l-au cunoscut. De fiecare dată propovăduia în timpul comunismului din acea chiuță de sus, unde de altfel credincioșii se ascundeau prin păduri când veneau la prelegări de noapte. A fost un loc menit de cu multă rugăciune, cu mult dar și cu mult har. Părintele Iov, care zace și se odihnește în cimitirul mănăstirii noastre, l-am readus din Horpaz, cimitirul Horpaz, unde pe timpul comunismului a fost prigonit, dezbrăcat, și acolo a stat într-o căsuță acoperită cu stuf. Cu ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea Preasfințului Carinic, în vremea aceea la Iași, episcopicar, l-am readus aici unde și-a dorit acest loc. Bunica Anuța, care am omândat acolo, mi-a zis, când l-a dat securitatea afară, a ridicat mâinile către cer, a început a plânge și a strigat-o de Maica Domnului. Măicuța Domnului, unde mă duci? Aici vreau să mor. Și m-am usat conștiința câțiva anișori că nu era aici. Și de mila lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, l-am readus acasă, unde a slujit ani de zile, unde a fost bătut, chinuit de securitate și am întâlnit credincioși care vin la hramul mănăstirii, nu știu dacă mai trăiesc acum, care ne-au povestit cum îi prigonea securitatea și părintele propovădea afară mers de noapte, iar ei se ascundeau în jurul mănăstirii prin pădurea aceasta. Mult har și dar, bolnavi care s-au tămărit după rugăciunile săvârșite de părintele Iov. Un copil, bine spus, s-a dus cu pătura în fața icoanei Făcătoarei de Minuni
și a zis mama la Părinte Iov, aici las Părintele Iov, nu-l iau acasă până nu-l faci sănătos. Părintele Iov a ținut pregherii toată noaptea. La Maica Domnului avea o mare evlavie. Icoana făcătoarei de minuni a Maicii Domnului este dăruită de altfel de Părintele Stareț Iov Masilu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi sunteți și peste voastre prezenți, nu pentru prima dată când noi îi pomenim sau le facem parastas sau praznic, dar asta am găsit de cuvință prin lansat de sex, să-i pomenim de altfel. Maica Lavrentia a făcut câțiva anișori de când a murit și este și ea introdusă la rândul ei, în rândul hrtitorilor, pe lângă ceilalți slujitori. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească și vă mulțumim că ați avut răbdare și ați rămas la parastas. Vă rog frumos să luați parte la pomana părinților slujitori. Părintele Iov, care este căutat și în zilele noastre la mormântul lui și nu de puțin este cunoscut, și schimonahul nostru drag Serafim, care l-ați iubit foarte mult și încă iubiți, care cercetați mormântul de fiecare dată, observ că vin foarte mulți tineri care l-au cunoscut și credincioși, care s-au folosit din cuvântul lui de învățătură simplu, că n-a fost un mare teolog, a fost un simplu monah, dar trăirea, credința în Dumnezeu l-a ajutat și l-a apropiat mult de Dumnezeu și de sufletul credincioșului care, cât a stat la noi, a propovădit pe Dumnezeu, dar în ultimul rând, tare mare evlavia, evlavie mare la Maicuța Domnului. Care toți credincioșii care veneau în suferință, prima dată îi trimitea la icoana Maicii Domnului. Și cu trăire și cu lacrimi în ochi îi făcea bucuroși, se întorceau acasă bucuroși și trebuie să credem și chiar sănătoși la Maica Domnului. Dumnezeu să ierte și lui Părintele Schimonase la Fiu. Toți cei prezenți au primit din ofrandele pregătite de Mănăstirea Hadâmbu, iar apoi au participat la o agapă frățească.